Tottenham Hotspur este o echipă destul de bună din Anglia, însă din păcate n-a mai câștigat un trofeu din 2008, unde se pare că a câștigat Carabao Cup, așa că le cam trebuie niște trofee. De asta i-am adus la echipă pe Ronaldo Prime și Messi Prime, ca să vedem dacă face o schimbare la echipă sau dacă nu, blestemul lui Tottenham o să rămână. E bine, și am ajuns la echipă, însă înainte să ne uităm cum arată echipa și Messi și Ronaldo, să vedem cum arată și ei, pentru că sunt în prime-ul lor aici, haideți să setăm obiectivele rapid. Așa că obiectivele sunt în felul următor. Obiectivul principal este ca Tottenham să câștige UEFA Champions League. Asta trebuie să câștige Tottenham. Practic, noi o să simulăm până când completăm acest obiectiv. Iar până completăm acest obiectiv, mai avem obiective precum să câștigăm Liga măcar de două ori, să câștigăm Emirates FA Cup odată și Carabao Cup odată, și de data asta avem voie doar un singur transfer per sezon, poziția la care credem noi că o să avem nevoie. Și cam astea sunt obiectivele. Eu zic că sunt destul de bune, adică, na, obiectivul principal este clar să câștigăm UEFA Champions League. De asta am adus la echipă pe Cristiano Ronaldo și Lionel Messi. Ia uite acolo. Eu deja am aranjat echipa, eu zic că arată foarte, foarte bine. Îl putem vedea aici pe Prime Lionel Messi, care arată foarte, foarte bine. 94 overall. Uitați-vă la ce dribbling are și pace și shooting, efectiv tot. Dar și la Cristiano Ronaldo, care are shooting, dribbling, pace, toate alea, efectiv e monstru și el. Și noi sperăm ca într-un final să câștigăm UEFA Champions League cu Mr. Champion și desigur cu Lionel Messi, cei mai buni doi jucători din istorie, să vedea că va ajuta Tottenham. Așa că mergem și simulăm sezonul cu numărul 1 să vedem ce câștigă Tottenham. Sezonul cu numărul 1 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa. Arată foarte bine, ceilalți jucători au crescut, Lionel Messi și Ronaldo au rămas la fel. Se pare că Ronaldo a scris cea multe goluri, 26 de goluri și 12 asisturi, iar Messi pe locul 2 cu 24 de goluri și 13 asisturi. Iar Son ca striker a jucat destul de bine, 15 goluri și 6 asisturi. Însă în ligă nu reușim să câștigăm, aici câștigă Liverpool cu un sezon foarte, foarte bun. Însă totuși terminăm pe locul 4, care ne duce în Champions League sezonul următor. În Emirate se vede că vedem că câștigă aici Manchester United și noi se pare că sunt scoși în runda 4 de cea la Liverpool. Iar în Carabao Cup câștigă iar Manchester United și noi se scoși în semifinale de cei de la Liverpool. Din păcate, sezonul ăsta nu am participat în Champions League, dar următorul sezon vom participa. Iar în celelalte competiții europene nu am participat. Ei bine, în sezonul numărul 2, hai să începem să facem. Clar mijlocul aici este problema și eu zic că putem să găsim cea mai bună decât Højbjerg, care are 28 de ani și eu zic că avem bani necesari. Restul echipei doar trebuie să aștepte să crească. Ei bine, și de ce nu, haide să transferăm pe Kökçü la echipă. Ei bine, și acum cu Kökçü, acolo la mijloc arată mult mai bine echipa. Așa că haide să mergem să simulăm sezonul cu numărul 2, să vedem ce va reuși să facă Tottenham de data asta în Champions League. E bine, și sezonul cu numărul 2 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte bine, acum mă întrebați pe mine. Totuși sunt curios să văd ce am scris și am multe goluri și se pare că este Cristiano Ronaldo cu 31 de goluri. Messi e puțin slăbut sezonul ăsta, nu înțeleg de ce, dar un sezon foarte bun pentru Hikmison. Iar în ligă se pare că data asta terminăm pe locul 2, ne apropiem ușor, ușor de locul 1, însă în continuare este Manchester City. În Emirates FA Cup nu reușim să câștigăm, suntem scoși aparte în runda 3-a, ok. Iar în Carabao Cup pierdem în finală, versus era Fulham cu 4-0, ne-au spart efectiv. Iar în Champions League terminăm grupa pe locul 1 cu 15 puncte, mai departe o scoatem Atletico Madrid, reușim să scoatem și City-ul, însă în semifinale ne bate PSG, bă, și câștigă Paris Saint-Germain. În sezonul numărul 3, hai să vedem ce putem să facem la echipă. Clar, cred că ne trebuie încă un mijlocaș de rezervă. Bentancur nu cred că este acel jucător, așa că asta o transferăm, un nou mijlocaș. E bine, și aici nu, hai să transferăm pe Bernardo Silva, pentru că expiră și contractul. E bine, și acum cu Bernardo Silva acolo în mijloc, echipa chiar arată destul de bine. Așa că haideți să mergem să simulăm repede sezonul numărul 3. Sper că data asta vom câștiga UEFA Champions League. Sezonul numărul 3 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și vedem că Vicari este accentat, dar arată destul de bine echipa. Mergem și vedem ce a fost golgetter și se pare că Ronaldo cu 39 de goluri, wow, ok, ok. Și sunt cu 25, dar nici Messi nu e foarte departe, 24 de goluri și pentru el. Iar în ligă se pare că nu reușim, bă, suntem pe locul 2, Arsenal câștigă de data asta. Iar în finala Emirates FA Cup pierde în contra cea Liverpool, bă, la penaltiuri. Carabao Cup câștigă Manchester City, iar în Champions League terminăm grupa pe locul 2 cu 11 puncte, unde mai departe scoate Inter Milan, reușim să scoatem PSG, reușim să scoatem Leverkusen și suntem în finala UEFA Champions League. Avem șansa, prima asta șansă, prima asta finală practic, versus cea la Barcelona. Hai să vedem că reușim. 3, 2, 1 și... nu pot să cred. 2-0 ne bate Barcelona.
nu reușim obiectivul nostru, dar continuăm să încercăm. În sezonul numărul 4, haide, încercăm din nou, nu ne lăsăm până nu câștigăm UEFA Champions League. Până urmă avem pe Mr. Champions League cu noi, cât și Lionel Messi care are 96 overall. În sezonul acesta, Son nu prea o duce bine, adică 82 overall pentru el cam puțin. Mă gândesc că poate Veliz poate să ia locul, însă, da, nu știu, poate, să vedem dacă crește, sau putem noi să facem un transfer bun și cred că asta ar fi mai bine. Așa că haide să căutăm un nou striker. E bine, și de ce nu, haide să spargem pușcul și să transferăm pe Rasmus Højlund. O să ne coste ceva, dar este un transfer foarte bun pentru noi. E bine, și acum cu Højlund în atac arată mult mai ok atacul ăla. Chiar arată foarte bine. Dar totuși, hai să văd eu cât mai eficar eu accidentat. Și o să-l țină ceva, o să-l țină luna asta, dar e ok, ok, o să-și revină. Așa că noi, haide să simulăm și sezonul cu numărul 4, să vedem ce mă face în următorul Champions League. Întrerup acest video clipmaker ca să vă reamintesc că peste 69% dintre voi nu sunteți abonați și vreau să vă spun să vă abonați, să dați like și să activați clopoțelul și următorul target al nostru este de 10.000 de abonați. Vă las în continuare cu videoclipul. Sezonul cu numărul 4 s-a terminat, hai să vedem puțin cum arată echipa și arată destul de bine, chiar foarte bine, Ronaldo și Messi la 96 overall și vedem că sezonul acesta Cristiano Ronaldo cu continuare cu 33 de goluri și în sfârșit vedem că reușim să câștigăm Premier League cu 80 de puncte și nu înțeleg cum Leeds United e pe locul 2, dar ok, nu contează, noi câștigăm, asta este important. Însă, din păcate, nu câștigăm Emirates FA Cup, câștigă aici Manchester City și sper că Manchester City ne bate și în finala Carabao Cup. Ok, ok. Iar în Champions League terminăm grupa pe locul 1 cu 15 puncte, unde mai departe reușim să scoatem pe Villarreal, reușim să scoatem PSG-ul și reușim să scoatem Barcelona. Suntem în finală versus celălalt Manchester City. Hai să vedem că reușim să câștigăm. 3, 2, 1 și... Bă, nu se poate, mă, nu se poate, mă. Nu se poate, cum pierdem, 2-1 ne batem Manchester City. Ok. În sezonul numărul 5, hai să vedem ce reușim să facem. De transferat, sincer să fiu, nu cred că vreau să transfer pe ea, adică echipa noastră ce în primul 11 arată extraordinar de bine. Ar trebui să câștigăm Champions League, așa că o să-i dăm cu echipa asta să vedem ce reușim să facem în sezonul cu numărul 5. În numărul 5 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată destul de bine, să nu te zice a scăzut Messi, însă Ronaldo la 97 overall. Hai să vedem, totuși a reușit să facă 43 de goluri, incredibil, incredibil, un monstru. Se pare că reușim din nou să câștigăm Premier League cu 88 de puncte. Din păcate nu reușim să câștigăm FA Cup United Shield, pierde versus City, însă de data asta o batem în Emirates FA Cup pe City cu 2-1, iar City câștigă Carabao Cup. Numai City, Tottenham, City, Tottenham. În UEFA Champions League se pare că terminăm grupa pe locul 1 cu 13 puncte, unde mai departe se pare că o scoatem pe Benfica, reușim să scoatem Real Madrid-ul, iar în semifinal reușim să scoatem pe Barça. Hai să spunem că reușim să câștigăm finala versus cel de la Atletico Madrid. 3, 2, 1 și în sfârșit, mă, în sfârșit, a treia finală consecutivă, însă a treia oare cu noroc, cum se spune, reușim să câștigăm finala UEFA Champions League. În sfârșit am completat obiectivul. Ei bine, și după 5 sezoane petrecute la Tottenham, tocmai după 5 sezoane cu Ronaldo Prime și cu Messi Prime, Tottenham a reușit să câștige cu puține modificări. Nu uitați să nu lăsați în comentarii mai multe idei de videoclip, dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, să activați și clopoțul. Am fost Unreal Byte, vă pupați, pa, pa!